De foarte mult timp ne-am dorit să facem acest lucru, acest tip de eveniment, o întâlnire a trupelor de dans să se ține în tot felul de orașe mai mari în România, în Sibiu, la întâlnirile sașilor și împreună cu Forumul German și tineretul Săsesc din Codlea, cu trupa de dansuri din Codlea, am spus să facem acest lucru și am reușit să adunăm mai multe trupe din mai multe orașe, din Sibiu, din Bod, din Râșnov și desigur și din Codlea. Am petrecut mult timp împreună, am făcut niște jocuri împreună, au vizitat cetatea, a fost frumos. Sperăm să fie cât mai multe ediții de acum încolo. Cine a avut ideea acestui festival, Mihai? Ideea există de ceva timp, este o idee comună care o împărțim și cu colegii noștri din Forumul German. Ne-a plăcut ideea când am văzut-o la întrunirea sașilor și am zis că trebuie să o aplicăm și să facem și o întrunire a trupelor de dansuri săsești din România. Un lucru extraordinar pentru comunitatea codleană, să sperăm că vom continua și vă urez succes! Mulțumim frumos!